Bună la toată lumea! Cum sunteți? Ce faceți? Sper că sunteți bine, dragii mei! Vă pup și vă îmbrățișez, ca de obicei, cu mare drag! Vă mulțumesc că vă abonați la canalul meu! Astăzi vă voi face cafeaua săptămânii, dragii mei, începând de astăzi, de pe data de 3 până pe data de 10. O cafea generală, tot ce care doriți. Cafea personalizată, va trebui să-mi trimiteți o poză cu cafeaua respectivă, sobeți, să vă faceți ceșcuți, acuzați, da, cafea fiartă. Și eu, dacă voi trimiteți poză, voi interpreta toate formele din cafea pentru fiecare care doriți să mă căutați pentru cafea, bineînțeles, personalizată, contra cost pe WhatsApp. Haideți să începem astăzi lectura noastră în cafea. Înainte de asta voi extrage o carte pentru energia acestei săptămâni, să vedem ce energie ne indică Universul și cărțile mele vis-a-vis, dragii mei, de această cafea pentru săptămâna 3-10 ianuarie 2022. Și voi extrage o carte, să vedem, dragii mei, atenție mărită la sănătatea voastră sau sănătatea celor din jur. Cartea indică probleme de sănătate, poate să fie din cauza tristeții, din cauza depresiilor sau chiar probleme de sănătate mai grave, dacă cumva vă confruntați și aveți probleme, dacă ați răci sau ce știu eu, cineva din familia voastră, să nu uitați să mergeți la medic, da? Să vă încercați să vă căutați, cum se zice, tratamentele care să vă pună pe picioare, pentru că este energia unei probleme de sănătate sau poate că are legătură cu această pandemie din lume, care toată lumea se știe că este speriată de acest lucru. Vedeți, acel om care este la pat, acea femeie care plânge, poate să fie și din cauza unei depresii, o tristețe, ceva de genul. Este energia unei probleme de sănătate. Și haideți să vedem cana, dragii mei. Așa arată cana voastră pentru săptămâna 3-10, da? Ianuarie. Să vedem ce arată. În primul și în primul rând veți face foarte multe drumuri, se poate vedea drumurile, da? Pentru a rezolva unele probleme, în special dacă sunteți cu inițiala de C, veți avea de umblat. Acum s-a început anul, ați început serviciu și probabil mergeți, veniți de la muncă, multe persoane care lucrează la birou, alte persoane care lucrează să faceți curățenie, mai ales femei. Drumuri de rezolvat, în 3 puncte vă va cădea în afara casei un câștig mai mare de bani pentru persoane cu inițiala de I și C. Se poate vedea un I și un C. Alte persoane scoateți în afara casei o inimă, da? Inima aia care este pe negru, aia înseamnă că vă debarasați de cineva din viața voastră care v-a băgat în anumite confuzii, în anumite supără, vrea să spună că dați pe cineva la spate și nu mai vă interesează, da? Probabil v-a supărat foarte tare. La casele voastre se vede un mic păianj în 3 puncte, înseamnă o ceartă, un scandal, o neînțelegere, vorbe aruncate în vânt, persoane cu M și persoane cu A în 3 puncte, veți avea acest păianj în casă. Mai mult este din cauza altor persoane care se bagă în familia voastră și vă bagă intrigi și vă face să vă certați cu copiii, vă face să vă certați cu soțul, dacă are legătură cu copiii, atunci anturajul unuia din fetele voastre, că aici este o fată cu părul lung, în 3 puncte vă veți supăra foarte tare pe această copilă. Dacă are legătură cu soțul, poate că o femeie cu părul lung, brunetă, își bagă nasul în relația voastră, poate să fie cumnată, poate să fie soră, de ce nu, poate să fie cineva poate din neamul lui și vă strică planurile. Pentru persoane cu inițiala de L, la casele voastre apare o ancoră, o stabilitate. Asta înseamnă că este de bine. Ați scăpat de un anumit necaz care l-ați pus la suflet. Se vede o inimioară care stătea să se rupă. Aia înseamnă că ați scăpat de unele probleme și care voi, bineînțeles, le-ați pus la suflet, persoane cu inițiala de L. Acum lucrurile s-au limpezit, se vor limpezi, zic eu.
și va fi bine. Pentru persoane care se vede un D, un R, un C, veți primi vizite, vizite plăcute, să zicem, în două puncte, două zile, două săptămâni, chiar și cadouri. Veți primi vizite la casă, eu văd că stați împreună cu aceste persoane care vă intră în casă la o masă, discutați, beți, mâncați, vă înveseliți, persoane de încredere, persoane dragi sufletelor voastre, da? Pentru alte persoane, să vedem inițială, este un E foarte mare, un F și un P, E, F și P, da? Să aveți foarte mare atenție la mici accidente de casă, ca și cum o femeie taie cu cuțitul și să nu se taie așa cum am tăiat eu la deget sau să se spargă, parcă are legătură cu o tăietură, da? În casă, ori faceți curățenie, ori vă grăbiți, ori gătiți, ori tăiați ceapă, ceva se întâmplă și vă cade un mic accident. Nu este accident mare, dar să fiți foarte atenți. Alte persoane, aveți candela mereu aprinsă în casă, este foarte bine dacă sunteți cu G și cu O. Aveți o anumită protecție cu această stea care stă deasupra casei voastre, care vrea să zică că casa voastră este protejată și în 5 puncte din partea divinității apare ceva special în viețile voastre. Da? Alte persoane, aici se poate vedea un T, că este nume de familie, că este nume mic, un T și un 7. Poate că persoane cu inițiala de T, nume, prenume, veți avea o realizare în ceva anume cu acest măreț 7. Da? 7-le este o realizare de multe ori când iese în cafea, are legătură cu banii sau are legătură cu o realizare personală în afacerile voastre sau de ce nu în inimile voastre. Să mai vedem. Ia uite, mulți dintre voi acum de sărbători probabil ați vărsat lacrimi din cauza singurătății, mulți dintre voi ați fost singuri care sunteți cu A, cu C, cu D, ați vărsat lacrimi din cauza unui drum lung, probabil erați la drum lung, n-ați putut să mergeți în țară la familie sau ați ajuns acasă și acolo ați găsit cu totul și cu totul altceva și ați rămas foarte rău, da? Aici se mai poate vedea o zodie de scorpion cu un trifoi foarte mare, dar care îi dă cu piciorul. Deci apare o femeie în zodia scorpionilor, de scorpion. Această femeie are inițiala de E și se mai poate vedea un M. E și M. Dragele mele, să știți că apare un noroc în calea vieții voastre și voi îl dați cu piciorul, pierdeți acest noroc, nu vă interesează, poate să fie un bărbat care vine cu noroc, poate să fie o persoană, o prietenie, poate să fie ceva, orice, să găsiți un noroc și să-l pierdeți, așa să vă scape de prin mâini, da? Atenție mărită la această pierdere, pentru că este un noroc foarte mare, spun eu, sau pierdeți o ocazie, ce știu, alte persoane. Eu văd aici un bărbat care zugrăvește un perete. Poate că vă faceți la casă curățenie, zugrăviți sau dacă nu veți avea o schimbare în bine în viețile voastre. Acest bărbat stă ridicat pe o scară și are obi din ea o mână, zugrăvește, da? Zugrăvește o cameră mică. De ce nu poate chiar zugrăviți sau poate vrea să zică că la casa voastră în două puncte, două zile, două săptămâni, două luni se vor întâmpla evenimente frumoase, schimbări frumoase, da? Cu acest minunat perete alb care acest bărbat îl zugrăvește, bărbatul ăsta are un R și un J pe capul lui, deci dacă sunteți persoane cu R și cu J, să știți că în casele voastre vor apărea ceva nou, va apărea ceva nou, un noroc, da? Alte persoane, puneți prea mult la suflet, multă suferință, sunteți persoane care nu mai aveți răbdare, probabil de-a lungul anilor ați trecut prin multe evenimente urâte și nu mai aveți răbdare, ați intrat așa într-o stare chiar și de nepăsare, dar mai mult o aș numi o stare de depresie, cu persoane cu D, cu G, iar unii, ca și cum din orice vă vine să plângeți, ca și cum oricine dacă vă spune ceva plângeți, ca și cum numai dacă vă uitați la televizor, la un film sau la o publicitate, vă apucă plânsul, ați intrat într-o stare de tristețe, asta este o stare de depresie, se mai întâmplă în viață, dar încet, încet vă veți reveni și veți ieși din această stare. În această săptămână, multe persoane veți face foarte multe drumuri, exact cum au ieșit și în afara cănii, pentru a vă îndeplini unele, sau pentru a rezolva unele situații, da? În trei puncte vă cade rezolvare, nu la toată lumea, alții dintre voi merg
mergeți în vizită la persoane la spital sau le așteptați sau sunt persoane internate în spital pe nepusă masă sau îmbolnăvit, le-ați dus rapid la spital și sunteți un pic speriați din cauza asta, dacă sunteți cu B, cu O, cu V, deci se va întâmpla un eveniment urât în viețile voastre, să sperăm să nu se întâmple. Eu văd aici o salvare, da, și văd spitalul cu o cruce. Aia nu înseamnă neapărat că moare cineva, dar cineva îi se va întâmpla ceva. Da, are legătură mai mult cu tensiunea, cu inima, cu glanda, ceva de genul. Ia să mai vedem noi. O pasăre pe negru. Asta vrea să zică veste de rău, da? Aici vestea asta de rău vine în viața unei persoane cu D, mai se poate vedea un P, un N foarte mic. Veți primi ceva vești rele, ceva vești care nu vă așteptați la ele, ceva vești de supărare pentru viețile voastre, pentru casa voastră, familia voastră, da? Alte persoane, eu văd că ați călcat în picioare o broască care era râioasă, persoane cu F în special, persoane cu V și persoane cu T, voi ați călcat în picioare această broască râioasă, ați călcat în picioare un mare necaz, ați călcat în picioare niște farmece care au fost trimise să vi supere pe sistem de sănătate. Da? Alte persoane vă văd cu icoane în casă, cu mare credință, poate chiar mergeți și la biserică, se apropie Boboteaza, unde eu o să vă fac ritualul și o să vi le învăț, va să apropie Sfântul Ioan. Da? La mulți ani la toți Ioani, la toți care purtați numele de Ion, Ioana și chiar și la bărbatul meu că îl cheamă Ion. Haideți să vedem în mijlocul cănii ce se arată, dragii mei. În mijlocul cănii este într-adevăr un munte, un munte foarte urât, o negreală. Ia uitați-vă și voi, se poate vedea acea urâtă negreală. Dacă vă uitați sub această negreală, totuși apare un 3 și un trifoi, da? O să aveți noroc în ceva, veți scăpa de această negreală. Persoane cu B, cum se poate vedea acolo, persoane cu I, cu E. Eu voi pune degetul fix în această negreală, că sunt foarte curioasă ce s-a format și vă voi arăta, dragii mei și vouă, că s-a format un mare pom, da? Un trifoi, dacă vă uitați atentea. Ia uitați ce frumos trifoi s-a făcut, da? Dacă îl ținem mai de depărtare, s-ar putea să fie un pom, dar este un trifoi cu patru foi. În trei puncte veți avea un mare noroc, mai ales pe sufletul, pe dragostea voastră, pe vergheta voastră. Ori veți întâlni pe cineva în calea vieții voastre și vă veți îndrăgosti, ori va apare soarta pentru persoane cu L, cu I, persoane cu inițiala de M, iar se poate vedea, veți rămâne multe dintre voi însărcinate, bineînțeles, care vă doriți copii. Veți întemeia cu această minunată piramidă, veți avea o anumită protecție și veți întemeia un cămin frumos. Haideți să vă puneți, dragii mei, dragile mele, și dorințe, să vedem dacă dorințele dumneavoastră în această săptămână se vor îndeplini. Să o lăsăm să se scurgă bine, voi da la o parte asta ca să putem vedea. Ia stai să dau și lumânarea, poate mi-a foc bluza și iau foc pe aici. Hai să vedem. În primul și în primul rând, dacă vă uitați aici, în partea asta unde este negreala asta, este o pasăre pe negru. Ar fi însemnat că trebuia să apară ca un păun, dar nu este un păun, este o pasăre un pic mai urâtă, este o găină neagră. Da? Ca să ne înțelegem, este fix o găină neagră care stă pe ouă. Da? Această găină nu mai are putere. Voi ați avut mulți dintre voi farmece cu inițiala de M, dacă vă uitați atenți, cu inițiala de I, această găină acum nu mai are putere. Ouăle ei nu mai ies din ea bine, mai ales dacă cunoașteți pe cineva cu inițiala de A, că se face aici un A mare, care îl vedeți și voi, ați avut farmece făcute cu această găină neagră, pentru că, ia uitați-vă și aici jos, se formează un mic drăgușor. Cu inițiala de M, iar apare, ați avut farmece pe sănătate, persoane cu B, cu A, cu L, da? Ați avut farmece să vi se închidă drumurile, eu văd că această găină nu mai are putere și începe încet, încet să, cum să vă zic eu, să îi cadă forțele, da? Haideți să vedem și aici ce se arată pentru mulți dintre voi la drumuri, veți face drumuri cu reușite, cu șapte, cu realizări, persoane cu L, persoane cu I, alții veți avea anumite
pierderi, ia uitați aici o judecată, acolo mi-apare că veți avea un proces, o judecată cu cineva anume, veți fi păcăliți. Aici este iarăși un chip de dinozaur, mulți dintre voi ați avut încărcături negative cu G, cu A, cu B. Aici este zodia racului, sunt doi clești de rac. Dacă vă uitați cu inițiala de C și I, unii dintre voi aveți dorințele care se îndeplinesc, alții nu. Ia să vedem aici, uite că am și pus degetul, în fine. Haideți să vedem aici, ia uitați-vă și aici ce cruce și din această cruce, dacă vă uitați așa și o ținem așa, se face un E. Veți auzi de moartea cuiva, vă veți supăra pe ceva anume. Da, este o mare cruce și acolo este și un mormânt, din nefericire va muri cineva, da, veți auzi de moartea cuiva, sper din suflet să n-aibă legătură cu familiile voastre. La mulți dintre voi se îndeplinesc dorințele, nu toate, la alții nu se îndeplinesc pentru că încă mai aveți încărcături negative. Ați văzut că s-a arătat acea găină, s-a arătat acea rac, o nehotărâre, dați înainte, dați înapoi. Din nefericire, nu toate dorințele se vor îndeplini, dragii mei, dragile mele. Se mai poate vedea un balaur foarte urât care voi îl veți scoate în afara casei, un balaur care în botul lui, da, unde scoate foc, asta este un dușman foarte periculos, să știți, cu inițiala de L, care încearcă din spate să vă facă foarte mult rău. Eu tind să cred că voi veți afla și veți descoperi cine este această persoană și veți sta departe de ea sau veți lua inițiative cum să faceți să scăpați de această persoană. Vă spun la mulți dintre voi să aveți mult mai multă credință, pentru că sunteți foarte dezamăgiți mulți din aceste dorințe și din cauza asta nu mai credeți în absolut nimic. Mai multă credință și mai multă încredere în univers dacă doriți ca lucrurile să meargă bine și vă rog din suflet să încercați să gândiți un pic mai pozitiv. Eu vă las, vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Vă doresc, bineînțeles, tot binele din lume. Sper că v-a plăcut și această lectură, având în vedere că este o lectură generală. Cine doriți o lectură personalizată, căutați-mă pe WhatsApp. Este o cafea generală care am făcut-o pe perioada de 3-10 ianuarie pentru această lună. Vă pup și vă îmbrățișez și vă doresc tot binele din lume. Doamne ajută!